Salut! Hai că azi îți fac un alt fel de video. Astăzi fac un video pe la casă. Ce mai lucrez eu pe aici. Și o să încep prin a vă arăta noua mea bormașină. Am cumpărat-o azi dimineață. Că a fost desfăcută. Este o altă bormașină Dexter. E un rotopercutor. Aici sunt niște accesorii. Asta e destul de periculos. Mi-am bulit mâna odată cu el. Și acesta este micro rotopercutorul. Acumulatorii am decât 2. De la o altă bormașină. Yeah, I guess. Nu știu, n-are viteză. De aici mută pe ciocan. Aici sunt ustensilele mele. Asta e Dexter, asta e Dexter, asta e Dexter, asta e Dexter. Asta e Dexter, asta e Dexter. Asta e Dexter. Sunt un mic fan Dexter, să zic așa. Și vreau să dau... avem și un manual. Nu mă interesează. Nu citesc manualele. Astăzi vreau să dau, să pun niște izolație și o să dau niște găuri cu ăsta pentru izolație, să prind ciupercile acelea. Și de asta, bine, am o bormașină care e destul de puternică. Aici e o mandrină. Aha! Mandrină de la SDS la de asta care se reglează, știți voi. Pare așa, solidă. Trebuie să-mi fac o cutie în care să bag căcaturi. Cutie pentru căcaturi. Am aici niște cutiuțe. Tot de la Dexter, am luat cu 11, de la Dexter, de la Leroy Merlin. Am luat cu 11 lei pe astea. Asta nu trebuie. Eu zic că 11 lei cutiile astea sunt chiar bune. Asta o să-l bag aici, că dacă nu folosesc cu mașina asta, îl folosesc cu aia altă. Deși nu cred că o să folosesc niciodată mandrina. Și aici mai avem niște spirale și niște bituri. Biturile, sincer, le folosesc cu bormașina cealaltă, pe care o să vă arăt imediat. Am două spirale de metal. Astea sunt pentru metal. Nice, nu aveam spirale pentru metal. Ba nu, am. Ăsta e adaptor de la SDS la bituri. Nu știu, să dau cu ciocan. Are și magnet. Nice. 4 bituri. Și 2 spirale. Avem de prins o... Hai să facem o review rapid așa. Wow, ce greu intră. Bă, what the fuck? Gata. Intrat. Am depus o priză. Pe aici, undeva. Aici am polistiren, deci o să-mi trebuiască un diblu destul de lung. Hai să vadă eu ce dibluri am pe aici. Dibluri mai lungi. Ăsta e dibluri mai lungi. Astea sunt dibluri de 6. Ăsta este spiral de 6. Yay! Hai să vedem. Chestia este că aici este BCA, deci o să intre cam brânză. Așa că asta, priza asta o pun aici pentru un încărcător ceva. Cum ar fi încărcătorul de la bormașina asta. Hai să vedem unde e aici.
Nice. Bine, având în vedere că e doar BCA, uite, aici e beton, da? Hai să dau gaură aici. O dau pe aici. Hai să dau aici, poate găsi ceva, da? Ah, eu dădeam invers. Pentru o mașină care e doar pe acumulator, aici e stâlp de beton, adică fier înăuntru, toată chestia. Thumbs up. Ce puțin așa mi se pare mie, dacă voi ați încercat ceva mai bun. Asta e partea a doua. Așa. Bun. Am pus polistiren de 2 aici. Peretele. Ca să pot să-l finisez cât de cât și doi la mână să... să-mi și izoleze un pic. Stați un pic, aduc ori mașina cealaltă. Aici am de finisat, mai trebuie să pun polistiren pe pereții ăștia. Aici este jumate cu polistiren. Mai am de lucru o grămadă, așa că... Știu, o să comentați că e dezordine la mine, asta e. Chiar dacă... o să ziceți acum... Că și astea, diblurile astea, se bagă prin bătaie, da? Ei, eu o să le bag cu șurubință. Să vă explic și de ce. Fiindcă e polistiren și dacă le bag prin bătaie, nu strânge nici măcar așa. Da. Nu n-a strâns. Facem așa. Gen gaura asta. Intră asta pe. Lărgesc gaura ca să intre. Bine, îmi vine să cred ce bătaie puternică are asta. Nu mă așteptam. Uite să intre astea așa. Și acum ar trebui să prind. Gata, nu se mai mișcă. Gata pe aici. Băi, e interesant o bormașină asta, sincer. Trebuie să mai iau un acumulator din ăla de 4V. Ăsta e de 2, nu, de 4A. Ăsta e de 2A. Ăsta e de la bormașina asta. Dar am luat-o fără acumulator și am dat vreo 2.600.000 pe aia, pe bormașină. Sincer, pare bună. Mai am pe aici pungi, chestii.
Trebuie să mai aranjez pe aici, mai am de aranjat în magazin. Trecem la următoarea chestie. Acesta este centrala pentru care am făcut conductele prin casă, pe care nu vi l-am arătat. Este o centrală pe peleți. Ăștia sunt peleții. Nu știu, eu vă zic acum pentru cei care n-au avut așa ceva și nu au așa ceva. Ideea la centrala asta pe peleți este că pornește singură. Când are nevoie și apeleți, frumos, pe aici, curge pe șnec, pac, înăuntru. Înăuntru are un arzător. Aici are un arzător. Și cenușă, nu știu dacă vedeți, dar lasă foarte puțină. Și imaginați-vă că deja am ars vreo 10 saci de peleți. Până la momentul de față am ars vreo 10 saci de peleți. N-a rămas deloc cenușă nouă. Din 10 saci de peleți a rămas asta. Apropo, trebuie să o curăț și pe asta. Mai am aici de astupat gaură asta. În fine, aici este termostatul care pornește centrala și o oprește când este nevoie. Aici am un stabilizator de tensiune, deși în momentul de față nu mai e nevoie. 232 la intrare, 232 la ieșire. Aici este temperatura și presiunea din centrala. Presiunea a mai scăzut, dar de ce oare? Cred că s-au mai aerisit. Să mai crește un pic. Ori îmi curge pe undeva, ori s-a mai aerisit. Din două mâna. Se pare că nici presiune la apă n-am. Dă-mă apă. A, nu-i vorba că n-am presiune la apă, n-am... Nu-mi vine apa aici, fiindcă am oprit un robinet de acolo. În fine, e ok, un bar jumate, 2 bar e recomandat, dar și un bar este ok. Aici este un vas de expansiune. Pentru centrală, când crește presiunea, să aibă unde se ducă. Și aici este un boiler, pentru apă caldă, când merge centrală. Și de aici am plecat cu conducte, tur-retur, după cum vedeți. Așa, tur-retur. Aici intru într-o parte, mă duc cu ele pe cele două dormitoare. De aici plec cu altele. Aici o să plec sus, în pod. Mai am de făcut ceva modificări, dar momentan le las așa. Așa. Aici, pe aici îmi vine apa de la panoul solar. Curge un pic pe aici, da? Nu e nicio problemă. Nu e o lipitură proastă făcută de mine. Da, nu faceți griji, nu e nicio problemă. Deci de la panoul solar mi-intră apă caldă în casă, odată de la panoul solar, odată de la centrală, de la boiler, vine pe aici pe jos și intră aici. Din robineți controlez de unde să vină apă. Așa, astea două intră în baie. Deci e tur și retur din baie. Și mai am aici tur și retur care se duc în bucătărie și în living. Și cam asta e centrala mea aici afară. Mai am de izolat conducte, mai am de izolat peretele ăsta, vreau să-l izolez cu polistiren de 5, așa aș vrea eu. Pe aici mai trebuie să bag niște spumă. Mai am de lucru, dar având în vedere că toată magazia asta e făcută de mine, eu zic că e super bine. Așa. Aceștia sunt peleții, eu îi cumpăr de la Leroy Merlin în momentul de față, că mai mă duc pe acolo, mai au 2-3 saci de peleți, sunt 18 sau 19 lei peleții. Am, acesta este pelet de brad și ăsta este pelet de fag. Acum, nu știu care e diferența, încă n-a venit frigul chiar așa de tare ca să văd diferența între ele. Mai am pe acolo câțiva saci. Și mai am eu câțiva saci în altă parte, dar sunt bine momentan. Răftulețul ăsta de aici, că nu vreau tot. Raftul ăsta am dat 45 de lei pe el. Și am mai cumpărat unul ca să-l leg în continuare cu... să pun două răftulețe aici. Și pot să-mi pun toate cutiile pe ele. Thumbs up. 45 de lei de la Merlin. Dar asta e bormașina de la Lidl. Nu mai știu cât am dat pe ea, dar am luat-o de ceva timp. E bună, am dat câteva găuri cu ea, e ok.
Mai am definit să fac acolo pe sus. E, am de lucru. Așa. Și acum să trecem la treabă mai bună, nu? Să facem și noi treabă. Hai să luăm burmașina asta. Spiralul ăsta nu mai e nevoie de el. Luăm aici. De asta o să am nevoie afară. Partea prostă e că acum n-am spiral să schimb. La spiral, doamne, n-am acumulator să schimb. În caz de se termină vreun. Dar mă descurc. Hai să mergem la treabă. Astea le-am aruncat din pod aseară. Trebuie să fac curățenie și acolo. Lucrez momentan pe 15 fronturi. Și nu știu dacă termin vreunul. Așa. Cred că e spiralul ăla de 10 pentru ciuperci. Că mai am de prins pe acolo pe sus. O să-l caut. Și cam asta fac eu în timpul în care ar fi trebuit să filmez și să vă arăt vouă ceva. Eu lucrez la casă. Gen, după muncă vin și lucrez la casă. Astăzi mi-am luat liber ca să lucrez mai mult la casă. Și de asta am timp să și filmez. Că de obicei n-am timp. Dacă nu m-aș împiedică de asta, ar fi super. Așa. Asta o să o bag la burmașina asta. Aici să mai bag o ciupercă? Ia să vedem. Aici să bag o ciupercă. Da? Yeah, nice. E bine data. Ce vrei, frate, la burmașina asta micuță? Deci ciocanul. Aici. Mai am nevoie de ceva. De caterul sus. Trebuie, ar fi trebuit să mă o să-l deschid. Să fac glaful la geamul ăsta, să pun plasă de sus până aici, până jos, și după aceea să văd dacă mai pot să pun placa acolo.
trebuie să mă dau jos. Primul și în primul rând. And I'm kind of fucked. Ai mireiță, pobrătică? Trebuie să mă țin bine de schelă, că dacă cade scara, măcar să nu cad cu ea. Că aveam o scară un pic mai lungă. Perfect. Asta s-a dat jos. Să nu cadă în puii mei în cap. O metodă mai ușoară de a mă urca pe schelă este direct prin pod. Ca să nu mai risc să cad pe acolo, mai bine cad pe aici. Ce pui mei? Ce-o fi asta? De la ce-o fi asta? Who the fuck's now? Așa. Lăsesc cauciucurile de iarnă pentru mașină. Fuck, s-a rupt. Car să mă împiedic în ea. And now, how the fuck have we put it there? Ah, fii, dacă mai pun o plasă. Trebuie să mai pun polistiren, bă. Și nu am mala și bormașina pentru ciuperci. Ok, să mă duc să iau mala.
Dacă trebuie să se usuce adezivul și după aia să bagi ciuperci. Da, eu bag acum. Mai bat un pic. Plasa am prins-o în două șuruburi sus, după cum vedeți, ca să stea acolo. Apoi să lucrez cu ea. Problema e că trebuie să ajung puțin mai sus. Și nu prea mai am păci. Ar mai fi trebuit un box de polistiren aici. A venit și tata de la câmp. Nu pot să las plasa, așa că se dezlipește toată. Chinui. Terminat aici. Fac material acum.
N-are nici problema. Și trebuie să mut chela iară. Mai mut puțin mai încolo. Partea asta, acolo n-am ce să-i fac. Așa o să rămână. Colțul ăla, cred că o să-l tai eu. Dar să mut chela mai încolo. Mut chela și încep să pun polistirenul ăsta aici. Și plasă. Și gata. Acolo am pus plasă. Și ce mai rămâne în jos, nu-i problemă că... O să mai fac o găleată de material. Plasa asta nu mai trebuie când termina cu glaful. Mai am glafurile de jos de la geamuri. Alea le fac eu după aia. Jump. Jump, jump, everybody jump. Jump, jump, don't jump. Fuck, am început să vorbesc singur, bă, frate. De fric. Nu e așa ușor să stai aici. Mai ales când ai puțină frică de înălțime, te cam caci pe tine. Cred că video-ul ăsta o să fie cel mai lung și plictisitor pe care l-ați văzut vreodată. Bine, poate nu și plictisitor, fiindcă o să mai am eu vreo de-aia căzătură, ceva. Ca să nu vă plictisesc. Fă, cred că n-am scos fierul, nu? Nu. Aleluia. Simplu și ușor. Tragi găleata. De... Nu găsesc rima. Am obosit. Acum mai am ceva de tras de jos. O partea asta altă. Pam, pam. Dexter. Încă o chestie de la Dexter. Sunt fan Dexter. Ce să zic. Ah, look. O ruletă de la Dexter. O să zicem, bă, o să ziceți, bă, Mihai, ești nebun. Ce pui mei cumperi de la aia toate căcaturile? Sincer. Că nici eu nu știu de ce căcat cumpăr toate căcaturile. Probabil pentru că am nevoie de ele. Pentru că le folosesc. Mă, dar schela asta se mișcă, frate. Adică, dacă n-ar stabiliza camera asta, v-ați dat seama cât de tare se mișcă schela. Și vă zic eu, nu e sănătos deloc. Nu e sănătos la care stă pe schelă. Oh yeah. Ce-am să cânt melodii de Crăciun. Fuck, n-am luat beat-ul care trebuie. Am uitat set. Să-l schimb. Dar la ce am de făcut aici? E o mare chestie. Așa. Oare mai stau porumbei pe marginea asta aici? Că nu prea mai au loc, nu? Decât dacă se înghesuie. A, că vine unul mai gras, nu mai au loc.
Stai doar așa. Să mai prindă un pic și adezivul ăsta. Că ar face mare lucru. Bag. Deci fix am tăiat-o. Cade tot în cap. Șuruburile astea sunt de 9 cm. Eu am polistiren de 8. Și cum mă? Am băgat fix în scândura, între scânduri. Și am scândură de 2,5 deasupra, în care se prindă. Deci nu ies pe partea alaltă, sigur. Și asta e bormașina cealaltă, Dexter, pe care o am. Asta am luat-o cu tot cu acumulatori, doi acumulatori. Are mandrină metalică și încărcătorul și am dat 400 de lei. Nu, 400 și de lei. 400 și ceva. Parcă am dat pe ea. Ce nu-mi place e că dacă are un spiral un pic mai lung, cade pe față. Are și bine. O folosesc destul de mult. Hai să punem plăsucă. Ce se mișcă ăsta, să-mi bag picioarele. Destul de înțepenit acolo, nu știu ce are. N-am așezat-o chiar așa bine. Acum plasa asta trebuie să o duc până jos. Șuruburi? Hai, du-te jos. Ce o salciu cât pot. Șuruburile. Așa. Aici trebuie să o și tai. Să nu să fie dreaptă până jos. E dreaptă. Ui, o grămadă de bani pe lasa asta. O rulă de asta, nu știu câți metri are exact. E vreo 1 000 000 și ceva. Ceea ce o face expensive shit. Mai am să mut odată schela cu două corpuri și după aia o fac într-un corp.
și o mut în partea alta ultima și gata. Termin. Nu mai polițire în ungură. La, nu m-am gândit că o să-mi iau și niște meseriași ca la mine. O să-i chem să-mi dea o decorativă pe toată casa. Și atunci eu o să vină cu schele mai multe și o să-i pun să-mi finiseze mai întâi ce mai e de finisat. Să nu mai mă chinuiu să ajung mai sus. Să-mi facă ei și sus tot. Pui mea, așa m-am gândit eu, sper să găsesc pe unii care să fie de acord. Că dacă nu... Cam așa. Toată plasa asta, după aia mai tai. Îi dau o mână de adeziv la asta să o protejeze cât de cât. Polichirenul ăsta, dacă îl lași nedat cu adeziv sau cinci sau ceva, se îngălbenește, se face nașpa, se arde de la soare. Și așa. Dau eu o mână de adeziv. Și plus că îmi protejează și nu-mi intră apă sub el. O parte bună. Păi cam atâta o să vă arăt pe ziua de azi, eu o să mai lucrez ceva. Să termin pe aici. Ne vedem data viitoare. Poate vă mai arăt pe la casă. Dacă aveți întrebări și vreți să vă arăt ceva și să vă detaliez anumite chestii, lăsați-mi în comentarii și ne vedem în următorul video. Ok. O zi bună, în continuare și spor la treabă. Eu o să am. Baftă!